Uite, Mara, uite aici, ai învățat notele astea? Pa, fetelor, am plecat la muncă! La revedere, tati! Să vă culcați de vreme, da? Da, tati! Mai studiem un pic și ne culcăm! Pa! Serviciu ușor! Pa! Să închid repede ușa! Fetelor, tati a intrat în tura de noapte! Avem o noapte întreagă de petrecere! Nu ne poate da nimeni singura acum! Am asigurat ușa, totul este închis, nimeni nu poate să intre în casă la noi în noaptea asta, așa că... un suc rece și bun! Mă duc la beci și să aduc sucurile! Du-te, du-te, dar nu te temi de nimic? Nu, n-ai cuia tu casa! Cine poate să ne sperie? Nimeni! Petrecere! Și după sucuri, și după cipsuri! Hai, hai, hai! Eu mă duc să pregătesc televizorul! Am plecat! În care cameră vreți să ne uităm la televizor? Camera mea! Da! Ok, fug sus! Gata, mami! Am adus! Camera e aranjată! Wow! Super bunătăți! Să înceapă seara între fete! Yeah! Și... ce bine e! Relaxant! Oare până la cât vom putea sta treze? Eu zic cât mai târziu. Până la două? Nu! Măcar până la patru dimineața. Sau până la trei. Hai, sus! Parcă văd că ne ia somn acum la 10 noaptea. Gata, mami! Dar tu vorbești. Gata, fetelor. Deja ne e somn. Ce? Să ne culcăm. Nu, nu ne e niciun somn. Tu știi că se transmite... căscatul? Așa e, doar eu sunt obosită. Dați-mi o telecomandă, mă uit întâi la știri. Până cauți tu filmul, mami, eu pun în pahare sucul și deschid chipsurile. Mă uit un pic la știri acum, că știi tu, pandemia, numărul de cazuri... Asta durează foarte mult! Și se iau și chipsurile și pufuleții. Și voi! Desigur, desigur! Adu-le în coa! Și suc! Poftim, Teo! Poftim, mami! Mulțumesc, Mara! Hai, noroc! Petrece între fete! Ce răcoritor e! E bine că e de la beci! Este rece! Sunt plictisitoare știrile astea. Mai bine desenez ceva. Bine, bine, desenează. Mai bine dai la desene animate. Știrile astea nu se mai termină niciodată. E 21:12, Teo. Crezi că mai găsim desene la ora asta? Desigur, mami, sunt canale dedicate desenelor animate. Ce te faci? Tu desenează. Cu Teo discutam. Bine desenez. Nu am nicio inspirație. Un film de groază, nu vreți să vedem? Deja e viața un film de groază. Cu izolarea asta.
Ai și tu dreptate. Hai mai bine la desene animate. Mai caut. Mami, mami, ăsta! Mamă, ce motan frumos! Știu ce o să desenez! Îl desenez pe motanul Felix! Da, faine desenele! La astea ne uităm! Da, mai ales că motanul ăsta seamănă un pic cu negruz, nu vi se pare, fetelor? Da. Da, e tot negru. Mi-a luat o eternitate să desenez motanul. Ia să văd, ce ți-a ieșit? Uite, mama, îți place? Ce frumos ai desenat! Nu știam că ești atât de talentată! Dacă am avut inspirație, oricum, deja pot să schimb canalul. Da, și eu m-am plictisit de motan. Bine. Hai, mami, nu mai schimbi! Tu vezi că mă străduiesc? Nu merge! Atunci dă la mine! Poftim! Ce tot faceți acolo? De ce nu schimbați odată canalul? Nu merge telecomanda asta, cred că n-are baterii, n-ai altele? Aduc acum! Sunt baterii aici. Hai să le înlocuim. Am găsit baterii. Dăm să le schimb. Poftim! Mara, tu ești sigură că ai pus baterii noi? Da, le-am încercat! Aici nu merg, uite! Se întâmplă ceva straniu. Hai, Mara, să vedem ce are telecomanda asta! Ia, uită-te și tu la ea! Nu știu ce are, să mai încercăm. Oricum nu mai avem ce vedea la televizor. Ia să vedem. E aproape 3 dimineața. Hai să ne culcăm totuși. Am exagerat. Nu știu ce să zic. Hai încă puțin să mai stăm. Lasă, hai să ne culcăm. Unde dorm? Eu dorm aici. Eu mă duc să dorm cu Teo la ea în cameră. Hai, Teo! Noapte bună, Mara! Noapte bună! Hai, Teo, spălă mâine paharele. Hai, Teo, la culcare. Mai aprind lumina? Nu, da. Oricum nu merge. Se întâmplă lucruri ciudate. Hai, bagă-te în pat. Nu te mai schimba, lasă. Le punem mâine la spălat. Ai dreptate, dama. Ce-ai zis? M-a răzit Mara, te cheamă. Uf, ce mai vrea și copchila aia? Nici tu nu dormi. Păi dacă m-a trezit Mara. Hai să vedem. Zât! Zât! Ieși! Câț, câț! Zât! Ce tot ai, Mara? Ce pisici alungi? Ai visat urât? Nu, nici n-am adormit. Mă zăpăcește negruț, tot miaună. Negruț? Nu-i niciun negruț aici. Negruț e la locul lui. Cred că ai visat. Vino să vezi. Hai să vezi. Vin. Poftim. Hai să vezi.
Uite, Mara! Negruț e aici, în culcușul lui. Știi că nu sunt de acord cu pisicile în camerele voastre. Și atunci, cine a miaunat? Rămâne un mister. Hai să verificăm la tine în cameră. Să verificăm. Pisica mea! Aici! Cine a făcut asta? Voi? Noi am plecat direct la culcare, ai văzut. Atunci cine o fi fost? Ce desen urât! Pe asta cine l-a mai făcut? Nu noi. Habar n-avem. Dar ce ciudat este! Într-adevăr, înfiorător! Așa! Eu n-am nicio idee! Ce se aude? Sonelia, la 3 dimineața? Noi n-așteptăm musafiri. Oară fi tati? Tati, știi că nu poți să plece de la servici la ora asta. Hai, mai bine să vedem jos. Mă nebunește soneria asta, ce tot sună? Mami, stai! Mai bine nu te duce. Să creadă că nu suntem acasă. Ce să facem? Ce să facem? Veniți în pace. Hai să sunăm la tati. Ia să vedem. Alo? Tati? Tati, bine că ai răspuns. E cineva la ușă, sună insistent. Știi ceva? Bineînțeles că am închis ușa. Cum? Tu nu poți veni? E 3 dimineața și eu sunt singură cu fetele. Îmi este frică. Așa e, dacă e ușa închisă, nimic nu se poate întâmpla. Cu toate astea sună atât de insistent. Să sună oare la poliție? Alo, alo, tati? Alo? Nici ăsta nu mai merge. În spatele meu, iar eu arunc un ochi pe fereastră. Stați în spate, stați în spate, să nu vă vadă. Poate s-a stricat soneria. Da, nu e nimic. Tatea avea dreptate. Ne-am panicat degeaba. Hai, mai bine la culcare. Am pierdut deja mult din noaptea asta. Ce atât de frig? Fetele, veniți repede înapoi. Ușa e deschisă. Sunt sigură că am închis-o. A făcut careva din voi vreo glumă proastă? Nu. Mara, fugi repede și închide ușa. Dar deschide. Cum e?
Ce facem cu ea? Ce facem cu ea? Am scăpat de el. Ce moarte!